Aplauze pentru ologul nostru. Bună ziua! Bună seara! Mă cheamă Luci, am 17 ani, locuiesc în Bacău și îmi place să dorm pe partea rece de pernă, știi? Și da. Bun. Da, păi o să fac un număr de stand-up de o să vă pe voi de râși, ce să mai. Merge. Păi, e senzațional, continuă. De ce ați râs? N-am început încă. Nu le mai explicat ale lor de glume. Băi, și palea bune le explici. E ok, da, mă, continuă. Bine. Glume semi-bune zise foarte prost. Bă, tu du-te, mă, pumă de aici. Merge. Păi, e senzațional, continuă. Da, păi mie îmi plac foarte mult oalele, nu că îmi plac, le ador, nu că le ador, sunt extaz după ele și în seara asta am niște glume cu și despre ele, dar oale, uite cât s-a făcut ceasul. Da, e oale, știi, oale, oaleu, cât s-a făcut ceasul. Mamă! Da, eu n-am un număr foarte lung, deci o să trec direct la glume, o să încep cu primul jurat. Domnule Bendeac, ce îi spune un tată asasin fiului lui după ce s-a certat cu un prieten de-a lui? Wow, l-ai omorât! Shut down! Una dintre cele mai stranii surprize de la umor. Cine dracu s-a așteptat? Dar stai așa, mă, că mai am de asta. Fii atent, asta e pentru domnul Chielu. Pace și respect, paraziții, puia de-alea, yeah. Dar vă rog să fiți foarte atenți, jurații, cât și sala aici. Bun, deci, ce zice un francez care e mândru de ce a făcut? Voilà! Hai, mă, că te-am plăcut asta. Da, știu, și știam că o să vă placă și pe mine, mă rupe efectiv de fiecare dată, când mă gândesc la asta. Asta e de difuzat, e bună. Bă, tu taci, mă, bă, faceți-mă ceva lu' ăsta aici, că mă enervează, serios, taci de un tic, Puh, doamne. Da, din cauza că tuturor lăsam acam enervat în seara asta, o să vă zic un pic, ultima glumă, da, pentru că sunteți prăjiți, pârliți, aveți lacrimi în ochi, v-am rupt de tot ce să mai. Eu în copilărie aveam o poezie care îmi plăcea foarte mult, bă, o știam pe de rost, o adoram mai mult ca pe oalele astea, de fapt nu chiar, și poezia asta se numea Iarna pe oaliță. Asta a fost Nick Luci, follow pe Instagram, acolo da share-uri pe Facebook și ne vedem. Pace, ai umor, pace. Nu, faci o mare greșeală. Mai ai? Crede-mă, nu-ți șansele, faci o foarte mare greșeală. Continuă, cel puțin 2 minute, continuă. Hai, mă, d***ule, acum unde vreau să continui acum dacă nu mi-am luat? Lasă-mă un pic să mă gândesc, doamne, mă, cum era asta, mă? Cred că mai mult i-a luat să-și facă curaj decât să pregătească numărul. Bă, iară tu, mă, du-te, mă, d***ule, să te-a, ce mă enervez, mă, atât? Bă, faceți, mă, ceva cu ăsta. Ce-mi place. Asta voiam să fac, asta a fost gluma, bineînțeles. Deci îți place să manipulezi oamenii? Da, vă mulțumesc mult pentru tot în seara asta, cam ăsta am fost eu. Și un pic mai repede, dacă puteți să vă grăbiți, să votați mai repede, că am tren la 2 spre Bacău, la 6:30 trebuie să ies cu băieții și un pic de grabă acolo, ai un pic, să ne mișcăm, mai știi? N-am votat. Ei, adu-te, bă, atunci, dar ce, eu stau aici să vă, hai că v-am plecat, duceți-vă cu votul, vă, nu mă difuzați, bă, nu vă, follow Instagram, acolo v-am pupa, hai că mă dau ăștia afară din emisiune, vezi ce ba pe tuturel ăsta. Foarte mult, dar finalul a fost cu artificii. Cu artificii. A fost bun. Așa, da. A fost bună. Hopa! Am așa calor, cam ăsta a fost sketch-ul ăsta, nu știu, m-am gândit eu și mi-a plăcut foarte mult ideea, știi, și am zis o fac, știi? Da, într-adevăr, se putea un pic mai lung, nu știu neapărat cât are, că nu l-am terminat de editat, dar sunt sigur că se putea o leacă mai mult, numai că eu știi, îți iei umor de la maxim, dar iei, bă, așa puțin, gen, nu, la porție, știi, puțin. Tu e gândit, e o treabă masonică, știi, că eu te fac să-ți placă și îți dau puțin, știi, ca să vrei mai mult, tocmai de-aia, știi, cu like-uri, cu de-alea, dacă un like, dacă ți-a plăcut, știi? Puteți să-l share-uiți, puteți să-i dați like-uri, puteți să faceți ce vreți, să-l vadă și Bendeac și ăștia, știi? Cu puia, cu nu, Chielu, pardon. Am și tuns eventual, știi, pentru ăștia care mă știau cu codiță, m-am și tuns. Uite aici, sunt băiat frumos, acum nu.
Oh, ne vedem data viitoare, nu uitați de un like, am zis de 100 de mii de ori și sper că v-a plăcut foarte, foarte mult. Eu o să mă duc acum, aveți grijă de voi. Mamă! E o neconcordanță între ce spui și ce faci, băi, zranță. E malpraxis, stilul tău plastica, memoria vastă ca un elefant spastic. Sălbatic tot timpul, dar mă chinui și filmul, e că stilul meu îți rupe filmul.